se spune că Darabani un pol al sărăciei. Corespunde eticheta asta cu realitatea? Cu regret trebuie să spun că da, așa este. Într-o atmosferă de tristețe și sărăcie ca cea din Darabani, am descoperit și un lucru inedit, i-aș spune eu. Mă aflu într-un garaj a unei locuințe din satul Bajura, în limbaj urban un cartier al orașului Darabani. Am ajuns aici pentru că am dorit să am un schimb de opinii cu fostul director al filialei BCR Darabani, domnul Haha, pentru că dumnealui a fost directorul acestei filiale bancare mulți ani la rând și cunoaște foarte bine situația economică și socială a orașului. Dar, domnul Haha, până când vom discuta și despre partea economică a orașului, aici în garajul ăsta, ce aveți adunat atâtea lucruri? Domnul Rotu, noi suntem un grup de intelectuali din Darabani, pot să-l nominalizez pe poetul Victor Teișanu, profesorul Octav Teișanu. Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Sigur că da, membru al Uniunii Scriitorilor, domnul profesor Ilaș Ioan și mai sunt câțiva care am adunat un număr de peste 2000 de obiecte încercând să facem un muzeu local. De 3 ani ne-am rugat de domnul primar Burlacu, însă cu regret trebuie să spun, nu am găsit nicio înțelegere, deși există spații disponibile pentru un asemenea obiectiv. Dumnealui a spus că nu-l interesează cultura, are alte priorități, deci obiectele astea zac aici, mai am încă vreo 3 locații și în pod și într-o și în casă și deci este. Da, domnul, obiectele astea atestă o continuitate, un grad de civilizație al comunității dărăbănenii de-a lungul secolilor. Cum adică a spus domnul Burlacu ca primar că nu sunt interesante astfel de obiecte de natură etnografică, nu-i interesat de cultura din acest spațiu a județului Botoșani? Mă surprindeți! Îmi pare rău, dar trebuie să spun cu regret că domnul Burlacu, într-adevăr, așa o afirmat, că nu-l interesează cultura, nu interesează comunitatea orașului, nu este interesată de un muzeu, deși eu mă îndoiesc de faptul ăsta, mai ales cu obiectele aș dori să le donez, că nici eu cred că nu o să mai am mulți ani de trăit și în situația asta obiectele sunt de la case dărâmate, de la oameni bătrâni, toate sunt adunate din zonă, este civilizația Nordului, așa cum a fost ea de-a lungul timpului până în jurul anului 2000, când o pătruns puternic civilizația plasticului la noi și deja obiectele astea nu se mai folosesc de către oameni, ci sunt pur și simplu obiecte de muzeu. Domnul Haha, haideți să revenim la tema principală a reportajului nostru. Este o temă de natură economică și dumneavoastră, ca a fost director de filială BCR la Darabani, cât ați fost director? 14 ani. În 14 ani de zile ați cunoscut bine atmosfera economică și socială de aici, din orășel. Cum priviți acum la nivelul anului 2012 evoluția în timp a vieții din comunitatea dărăbăneană? M-ar interesa, de exemplu, în ultimii 10 ani.
Din păcate, trebuie să spunem că în ultimii 3-4 ani viața dărăbănenilor, nivelul de trai în special, a scăzut datorită, în primul rând, desființării unor unități din Darabani, chiar bugetare, cum a fost spitalul, care este o tragedie pentru Darabani. Deci spitalul este înființat în 1850, a funcționat peste 160 de ani, deci înființat după holera din Moldova din 1848. Și nimeni nu s-a gândit niciodată și nici nu a fost pe tapet ca să fie desființat spitalul. Tinerii din zonă, cu regret trebuie să spun, dar foarte mulți au plecat la muncă în străinătate datorită faptului că nu au locuri de muncă, nu s-au interesat nimeni de așa ceva. Chiar și micile unități care au mai fost, cum a fost filatura, fosta filatură, fosta confecția care aparținea de Botoșani, după venirea domnului Burlacu, domnul Năstase a spus: domnule, eu cu omul ăsta nu pot să lucrez. Năstase fiind unul din angajații, patronul din partea română, să nu înțelegem, da, sau să înțeleagă că e vorba de premier. Nu, deci este vorba de inginerul Năstase de la Botoșani, care a lucrat în colaborare cu francezii, cu patronul francez. Patronul francez, Lauson Gérard Joseph Justin. Joseph. Are și el un nume ca arabi. Da, așa. Și în situația asta, Darabani au rămas un loc aproape uitat de lume. Cu regret trebuie să spunem, întâlnim în fiecare zi o lume tristă, o lume bolnavă, în special formată din bătrâni care trebuie pentru o perfuzie să deplaseze pe la Dorohoi, Botoșani, și de multe ori nu trec nici de portar, că nu și sunt vin acasă. Trebuie să ungi ușa, să nu scârții. Da, trebuie să. Domnul Haha, dar aici în Darabani a fost o activitate bogată din partea cooperației meșteșugărești, din partea cooperației de consum. Au fost dezvoltate o serie de meșteșuguri, au funcționat, mai bine zis, o serie de secții de producție, de covoare, de mobilă, de debitat lemn. În momentul de față, ce mai există? Din păcate, în momentul de față nu există decât o firmă italiană care lucrează încălțăminte într-un spațiu a fostei cooperative unde se lucrau covoarele care erau căutate și la export. Acum, secția de covoare Moga, Valeria. Sigur că da, secția de covoare Moga, Valeria, nu mai este, nu, cum după 89 s-au desființat multe, s-au desființat și asta, nu mai a fost interesat nimeni ca să caute contracte, mă refer la cei care au fost prin conducere, care s-au succedat și care de fapt au fost mai mult interesați de închirierea spațiilor, de vânzarea spațiilor și mai puțin de menținerea acelor obiective care, cu regret trebuie să spun, dar puteau fi menținute, adică încă sunt căutate. Noi ne uităm la târgurile astea de meșteșuguri care se organizează și care cel puțin obiectele produse la Darabani erau foarte căutate. Da, împletiturile din rechete de la Darabani făceau deliciul plajelor din țările capitaliste la Marea Nordului și la Oceanul Atlantic. Domnul Haha, eu vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat dialogul nostru și vreau să vă întreb un singur lucru spre finalul discuției noastre. Se spune că Darabani e un pol al sărăciei. Corespunde eticheta asta cu realitatea? Cu regret trebuie să spun că da, așa este, dar nu este imposibil de a se schimba această denumire. Dacă în perioada următoare cei care vor veni la conducere, nou primar pe care noi dorim să-l alegem, care este domnul Aroșoai. Ei, mai puțin interesează aspectul ăsta, e problema dumneavoastră ce o să votați. Pe mine mă interesează dacă se poate redresa din punct de vedere economic acest oraș. Se poate redresa, însă trebuie foarte multă muncă și conexată de toți factorii și de toți fiii darabanilor care se află indiferent unde, în Europa, în țară sau chiar cei care sunt înstăriți din zonă, care să-și dezvolte
afacerile în perioada următoare. Da, mulțumesc! Stimați telespectatori, ce pot să-i urez domnului Haha, decât dacă comunitatea de Răbăneană va alege un nou primar, dumnealui să-i aducă un spațiu pentru muzeu, întrucât are într-adevăr o colecție valoroasă de piese și este păcat ca această colecție să nu fie expusă și vizitată de către cei care ajung în această zonă a județului nostru. Iar pentru că am ajuns în satul Bajura, un cartier al orașului Darabani cu cei mai mulți locuitori și faptul că această localitate, acest sat Bajura este una dintre cele mai vechi așezări din istoria Principatului Moldovei, m-a determinat să intru în curtea școlii din Bajura. Partenerul meu de dialog este domnul profesor Ignat Florin, grupul școlar Darabani. Domnul profesor, aici, în școala asta din satul Bajura, cu ce vă puteți mândri? Deci școala cu clasele 1-8 Bajura, Darabani, se poate spune că este una dintre cazurile fericite din zona noastră, reabilitată proaspăt. Nu același lucru putem să spunem și de celelalte școli din zonă care au fost desființate. Anume, din ce părți ale orașului? Deci cartierul Eșanca și Lișmănița, deci au fost desființate. Deși și acele școli au fost reabilitate în anii trecuți. Da, e o tradiție pe la noi pe aici să reabilităm școlii după care inspectoratul să le închidă. Bineînțeles, acest lucru n-aș spune chiar vina inspectoratului este. Probabil bazinul de elevi care se află în zonele respective nu pot totuși să ții o școală cu câțiva elevi. Dar lumea de aici, din Darabani, am constatat că e foarte pornit împotriva actualului primar și în desfințarea acestor școli este amestecat numele primarului Burlacu. Bine, se vehiculează că ar fi și amestecat, dar nu cred că este vina lui în totalitate. Deci, practic, elevii insuficienți a dus la această problemă. Deci, recunoașteți că aceste două școli au fost desființate dintr-o necesitate și nu din alte motive sau pe alte criterii? Eu așa vreau să spun, deci nu alte criterii. Deci, problema elevilor. Deci, v-am spus, nu poți să faci școală, deci să funcționeze cu câțiva elevi. Deci obligatoriu, deci trebuie comasați în altă parte. Am înțeles că s-a rezolvat și problema transportului acestora, deci problema este bună în acest moment. Ca profesor, domnul Ignat, ați constatat vreo deosebire în starea socială, starea materială a elevilor din ziua de astăzi față de aceeași situație de acum vreo 10 ani în urmă? Aici puteți să mai spuneți o dată, deci situația materială a elevilor este foarte precară. Deci elevii vin, practic, au acele subvenții de la guvern cu naveta, deci acesta este un lucru bun. Și plus cei care beneficiază de ajutorul bani de liceu, deci care așa. Dar în rest sunt foarte mulți copii cu situații foarte precară, care abia vin la școală. Să spun de către colegii dumneavoastră de la alte școli că programul ăsta, Laptele și Cornul, s-a transformat într-un fel de risipă și că prin aceste fonduri s-ar fi putut rezolva ori altfel problema alimentației elevului în perioada când se află la școală, ori s-ar fi putut face lucruri mult mai utile. Opinia dumneavoastră care ar fi? Problema este că, după mine, deci acei bani care se dau în acest program, mai bine s-ar fi dat direct la elevi ca să poată să-i folosească. Deci nu cred că acel corn sau măr sau asta, văd de multe ori prin școală, deci aruncate cutii de lapte, cutii de astea care nu sunt folosite. La alte școli adună femeia de serviciu și crește porci acasă. E posibil să așa. Eu n-am văzut la noi lucrul acesta. Probabil că n-au porci. Da. Domnul profesor, ca intelectual al acestui oraș, cum priviți atmosfera momentului de față, mai ales că peste o lună de zile vor fi alegeri? Pentru că în periplul meu de realizare acestui reportaj am constatat o anumită tensiune în rândul populației, o nemulțumire aproape generală.
la fel cum ați spus dumneavoastră, văd și eu foarte tensionat. Dar noi din partea USL-ului cred că vom face ceea ce este mai bine și vom detensiona problema. Stimați telespectatori, sunt într-adevăr foarte multe probleme la nivelul orașului Darabani și pentru că n-am putut dialoga cu domnul primar în scaun, domnul Gheorghe Burlacu, iar domnul viceprimar care ne-a însoțit o scurtă perioadă în periplul nostru prin oraș, mai exact în zona spitalului, fostului spital orășenesc, o să încerc să închei reportajul printr-un dialog cu fostul primar al Darabanilor, despre care mulți locuitori au rostit vorbe, zic eu, frumoase. Dar cel mai bine e să îl găsesc și să port un interviu și cu dumnealui. Se spune că Darabani e un pol al sărăciei. Corespunde eticheta asta cu realitatea? Cu regret trebuie să spun că da, așa este. Din Dărăbănean în Dărăbănean am întrebat unde stă fostul primar Cornel Aroșoaie și mi s-a arătat această casă. Acum să văd dacă am și norocul de a-l găsi acasă, pentru că suntem într-o zi lucrătoare și oamenii mai au și alte activități. Vedem dacă are vreo sunerie ceva. Nu iese nimeni? Ia să vedem, parcă mai are o intrare prin spate. Vedem și prin spate. Domnul Aroșoaie! Bună ziua! Sunteți domnul primar Aroșoaie, fost primar? Fost primar. Domnul Aroșoaie, eu realizez un reportaj aici în Darabani despre starea economică, socială a orașului, așa cum arată ea în ultimii ani. Și au apărut o serie de probleme, nu numai faptul că unii oameni se pare că vă regretă că nu mai sunt primar, dar au apărut o serie de probleme asupra cărora aș vrea un pic să stăm de vorbă, să le aprofundăm, dacă sunteți de acord. Păi, meseria mea fiind de agronom, vedeți cum ați găsit deja în exercițiu funcțiunii. Da, sunt foarte multe aspecte de vorbit, dar... Da, haideți să ne așezăm undeva, ca să nu ținem cameramanul aici în soare. Ar fi păcat să stăm acum pe așa o căldură. Putem să stăm câteva minute. Nu, dar pe o băncuță undeva la umbră. Da, nu, nicio problemă, putem merge în fața acolo, dacă nu. Haideți, luați-o înainte. Așa. Și de această dată am avut noroc să îl găsesc pe fostul primar al Darabanilor, inginerul Cornel Aroșoaie. Spun că și de această dată am avut noroc pentru că au fost reportaje în care persoanele pe ce voiam să le intervievez n-au fost de găsit. De altfel, să recunosc cu sinceritate că și astăzi aici în Darabani am avut o astfel de problemă, în sensul că am vrut să dialoghez cu primarul în scaun, Gheorghe Burlacu, dar nu l-am găsit în primărie. Mi s-a spus că este plecat, ocupat cu probleme. Cred și eu că o fi ocupat cu probleme pentru că se apropie alegerile și dumnealui am înțeles că vrea să mai obțină din partea dărăbănenilor un mandat. Ca să pot finaliza
reportajul de față și să putem concluziona dacă este sau nu darabaniul un por al sărăciei din nordul județului Botoșan și nordul țării totodată. Dialoghez cu fostul primar Cornel Aroșoaie, pe care l-am găsit la grădinărit, fiind inginer de specialitate, desigur că și exercita profesia pe propria grădină, nu așa, domnul inginer? Da, Rotondo. Într-adevăr, așa este, de profesie fiind inginer agronom, mă ocup și îmbin plăcutul cu utilul. Da, dar aici în Darabani, din ce am putut filma astăzi, nu prea sunt bine plăcutul cu utilul. Domnul Aroșoaie, sunt o serie întreagă de nemulțumiri din partea dărăbănenilor. De exemplu, cum priviți dumneavoastră că a fost primar faptul că nu s-a reușit de către actuala administrație să mențină spitalul la nivelul orașului? Există o nemulțumire totală, lumea și acum este revoltată și mai toți cu care am stat de vorbă se uită chiorâși spre primarul actual, pe el îl consideră țapii spășitor, deși eu parcă n-aș merge pe această variantă. Care e opinia dumneavoastră? Din ceea ce știu eu, în primă fază, spitalul Darabani a fost arondat la spitalul Botoșani. Hotărârea de guvern care venise stipula destul de clar. Rămâne în funcțiune spitalul Darabani ca secție exterioară a spitalului Botoșani în primă fază, după care spitalul Dorohoi, dar prin ce minune nu știu cum, și așa cum spuneați dumneavoastră, gurile rele zic că actualul primar ar fi strâns semnător pentru susținerea în locul spitalului înființării unui azil. Iată că ne-am trezit în fața faptului împlinit și spitalul de la Darabani s-a desființat în detrimentul celui de la Săveni. Da, e o problemă socială de ajuns de gingașă, dar na, probabil dărăbănenii se vor gândi când vor merge la alegeri și se vor orienta spre un primar care să îi poată reprezenta așa cum trebuie. Dar am mai filmat, domnul inginer, la fosta filatură Darabani. Știu că în perioada când erați dumneavoastră primar, această filatură fusese reactivată, se lucra acolo, erau create câteva sute de locuri de muncă, iar în momentul de față am găsit poarta trasă. Da, într-adevăr așa este. În perioada anilor 2000-2008, acolo a funcționat pe scheletul fostei filaturi, a funcționat o fabrică de confecții. Odată cu terminarea mandatului, actualul director al fabricii, domnul Năstase, mi-a comunicat, domnule, având în vedere faptul că relațiile nu cred că vor mai fi în continuare între primărie și conducerea în speță a fabricii și găsind teren fertil, în ghilimele fiind spus, la moldoveni, nu știu care au fost relațiile de a pleca de la Darabani, dar într-adevăr este o gaură în bugetul dărăbănenilor, pentru că acolo lucrând 300 de muncitori, numai la 5 milioane, cum era atunci salarul, și intrau 1,5 miliarde în bisteria Darabanului. Am mai luat act de faptul că în mandatul domnului Burlacu s-au desființat și două școli de cartier de aici, din Darabani. Am dialogat cu un domn profesor Ignat la școala din Bajura și dumnealui spunea că aceste școli au fost desființate în lipsa elevilor. Dar în același timp alte persoane mi-au spus că prin desființarea acestor școli s-au creat o problemă socială. Dumneavoastră, cum priviți lucrurile? Da, aici putem spune că și fostul guvern, foștii guvernanți, mai ales că noi, dărăbăneni, avem un deputat din partea fostului guvern. Dacă pedelist. Pedelist, bineînțeles, dacă ei erau puțin mai orientați și analizau situația la rece, cum se spune, nu cred că trebuiau închise anumite școli unde elevii acum fac naveta de 4-5 km și vin și învață la Darabani, în speță cei de la Lucovița, Ieșanca și Lișmănița. Bănuiesc că odată cu schimbarea guvernanților, odată cu instalarea noului guvern, se vor analiza situațiile la nivel de țară și județ, dar în special la Darabani, pentru că există deja animozități în ceea ce privește deplasarea greoaie, în special pe timp de iarnă, a elevilor din localitatea respectivă, și mă gândesc eu că ar fi chiar și indicat ca să se revină înapoi, cu toate că ei motivează pe numărul de copii. Dar am avut o discuție cu câțiva cetățeni de acolo și au zis, domnule, sunt copii suficienți, totul a fost prin reducerea cadrelor didactice.
Darabani e un oraș mai mult agrar în momentul de față, dar nici agricultura nu mai creează locuri de muncă, nu mai absorbe locuri de muncă, pentru că sistemul modernizat în care se lucrează se pare că a înlăturat nevoia de forță de muncă cu ziua. Dumneavoastră, care sunteți de specialitate, ne puteți spune mai multe despre transformările din agricultura acestui spațiu. Tragedia este că foștii guvernanți au lăsat mână liberă străinilor să ne cumpere terenurile. În mare parte, foarte multe terenuri din Darabani au fost vândute. Cetățenii încă n-au pus accent și prețul adevărat nu-l cunosc al terenului. Eu chiar le-aș recomanda să se sisteze cu aceste vânzări, pentru că începând din 2014, odată cu alinierea subvenției în comunitatea europeană la același nivel, bănuiesc că atunci cetățeanul ar să dea valoarea cuvenită și pământului. În același timp, și cetățenii sunt în vârstă înaintată, tineretul ca peste tot este plecat. Noi încercăm acum, când spun noi, actuale guvernanți care vor fi instalați, ca să facem și să finalizăm acele programe și proiecte pentru care Comunitatea Europeană a pus la dispoziție fonduri, dar nu au putut fi accesate într-o anumită măsură încât să satisfacă nevoile cetățenilor. Am dialogat și cu domnul Haha, fostul director al filialei BCR din Darabani, vremii de 14 ani. Și l-am întrebat pe domnul Haha cum își explică faptul că la nivelul orașului s-a produs o cădere economică accelerată. În Darabani a existat o puternică activitate de producție din partea cooperației Meșteșugărești, o puternică activitate de producție din partea cooperației de consum. Iar în momentul de față să vorbim la trecut despre aceste activități. Dumneavoastră, ce credeți că s-ar putea face totuși ca viața economică a orașului să poată fi revigorată? Că în condițiile în care se arată în momentul de față e cam jale. Așa este, dar Darabani au avut foarte multe întreprinderi mici, au avut fabrică de mobilă, au avut fabrică de covoare export, au avut secții împletituri nuială. Bănuiesc că și fiscalitatea care a fost introdusă de guvernul PD-list, mai ales acel impozit forfetar, a dus la falimentare... În perioada ministrului Pogea. Da, a dus la falimentare multor întreprinderi mici și mijlocii. Totuși, la ora actuală, sunt câteva întreprinderi cu care ne putem mândri. Sunt două abatoare, avem două asociații care lucrează terenul pe suprafețe mult mai mari, domnul Nazare, domnul Alboaie, domnul Andrușcă, care este un specialist cu renume în județul Botoșani. În ceea ce privește viitorul Darabanelui, bănuiesc că se va schimba radical odată cu instalarea noului guvern și cu accentul mult mai mult pus pe industrie, pe agricultură, de fapt pe agricultură, că de aici pleacă și celelalte ramuri ale economiei. Și când spun asta, probabil se vor mai înființa ferme nu de subzistență și ferme mult mai mari, unde subvenția va fi, bănuiesc eu, pe hectar, dar nu trebuie neglijați nici producători de teren, proprietari de terenuri care au suprafețe mici, pentru că odată cu intrarea în Comunitatea Europeană, noi o să încercăm, când spun noi, România, o să încercăm și implicit și noi, județul Botoșani, să introducem și agricultura ecologică, pentru că produsele ecologice au un preț mult mai ridicat și va fi și cetățeanul mulțumit cu prețul pe care va lua pe produsul respectiv. Dar din punct de vedere al administrației orașului, domnul inginer, ce credeți că ar trebui de făcut? Că totuși Darabani nu arată orașul ăla civilizat cu grădina aia frumoasă, cu parcul central înnobilat prin diferite forme vegetale, florale. Nu știu, parcă ceva lipsește acestui oraș în momentul de față. Nici nu-mi dau seama, deși cam la 3-4 luni zile trec prin oraș, observ schimbările care sunt. Eu n-aș vrea să se interpreteze greșit, dar în momentul când ajungi în fruntea unei instituții și mai ales în fruntea unei comunități, trebuie să ai și o deschidere, un dialog cu cetățeanul, trebuie să ai un management pus la punct pentru a reuși să faci viața cât de cât mai bună la cetățeni, trebuie să faci programe, proiecte și au fost intențiile de a se face. Știți foarte bine că
În viitorul apropiat vor veni și alegerile, fiecare va veni, candidații care vor depune candidaturile vor veni cu programele lor, cu platforma lor, dar dacă nu ne vom axa pe banii europeni, pe canalizare, pe apă, pe dezvoltarea în general a satului european, de acum putem să-i spunem, nu se vor schimba multe lucruri în Darabani. Îmi amintesc de perioada anilor 1992-1996, când primarul orașului Darabani a fost un domn râznic cu o pregătire modestă, nici nu știu dacă avea liceu, și care în 4 ani de zile a prăbușit orașul din toate punctele de vedere. Nu știu de ce am vaga impresie că și în acest mandat 2008-2012 comunitatea dărăbăneană a trăit o perioadă tristă, dacă nu chiar a repetat acea perioadă nefericită din intervalul 1992-96. Este adevărat că actualul primar, înainte de a fi ales primar, era un tăietor de bilete pe la piața orașului, că așa mi-au spus câțiva cetățeni. Da, bine, știți cum a fost atunci. Fiind de profesie inginer, tehnician, agronom, eu fiind atunci la primărie, în organigrama respectivă se ocupa cu spațiile verzi și cu administrarea pieței. Aveți de gând să candidați sau candidat? De acum, dacă ați deschis subiectul, dosarul este depus. Voi candida și sper că dărăbănenii să se orienteze către experiență, către oameni cu deschidere, către oameni cu dialog, către oameni care știu să întrețină atât relațiile cu toate categoriile socioprofesionale, cât și cu reprezentanții instituțiilor de la nivel local și central. Da, mulțumesc, domnul inginer. Cer scuze că m-ați găsit așa nepregătit. Nu o cafeluță, nu un pahar cu apă. Nu, lăsați că nu pentru asta am venit noi până aici, stimați telespectatori. Precum ați văzut, constatat din reportajul de față, la Darabani, cei cu care am stat de vorbă nu neagă faptul că acest oraș a ajuns un pol al sărăciei. Dar să mă scuză dărăbănenii, însă cei pe care i-am intervievat au arătat cu degetul spre unul sau altul, dar n-au indicat și principalul vinovat. Pentru că principalul vinovat de tot ce se întâmplă și s-a întâmplat în acest oraș sunt chiar dărăbănenii, pentru că ei au votat în 1992 pe primarul Râznic, ei au votat în 2008 pe actualul primar, de care sunt totalmente nemulțumit în ceea ce privește activitatea prestată. Peste o lună de zile, dărăbănenii vor merge din nou la vot. Poate că de această dată pățanile anterioare îi va lumina și îi va călăuzi pe drumul cel bun și vor vota în interesul lor, a întregii comunități, și nu vor mai vota preferențial, secvențial, anumite persoane, numai pentru că acea persoană a fost susținută de un grup mai bine așezat material și care au putut împărți o sacoșă frumos colorată cu ceva obiect înăuntru, au dat o felie de saleam, o țuiculiță sau o șapcă frumos colorată. N-au decât dărăbănenii în 10 iunie să voteze în interesul lor și nu în interesul unor grupări. Eu vă spun la revedere, ne întâlnim sâmbătă viitoare la aceeași oră.